Un nou eșec pentru ASEA Târgu Mureș în Liga 1. Formația antrenată de Dan Alexa a fost învinsă pe teren propriu scor 1-3 de CFR într-o partidă ce a contat pentru etapa 11 a Ligii 1 de fotbal. Prima repriză a disputei de pe Transil a fost la discreția clujenilor. În minutul 16, CFR-ul deschide scorul prin Felipe Nascimento după o acțiune excelentă în care i-a driblat pe Dobrosavlevici și Gabi Mureșan înainte de a șuta pe sub portarul gazdelor Pedro Mingote. Până la pauză, CFR a avut șansa lui 2-0, dar șutul lui Juan Carlos a fost scos de sub bară de portarul mureșenilor. Partea a doua a disputei de pe Transil a continuat în direcția porții lui Mingote. Introdus în repriza secundă, Andrei Mureșan a majorat avantajul echipei lui Miriuță în minutul 54 cu o excelentă lovitură de cap în urma unei lovituri de coț executată de Juan Carlos. După alte 10 minute, Alexandru Păun zguduie bara porții apărate de Mingote cu un șut în forță de la 15 metri. În minutul 83, Omrani a ridicat scorul la 3-0 pentru CFR Cluj cu o execuție simplă în poarta părăsită de Pedro Mingote. Mureșenii au amenințat poarta apărată de Mincă în minutul 84, atunci când Zico a marcat golul de onoare a ASEA-ului după o pasă a lui Gabi Matei. Victorie meritată a CFR-ului. Am suferit din punct de vedere al agresivității. Au câștigat absolut toate duelurile și în special în față, jucătorilor din față au câștigat duelul, nu ne-au lăsat să jucăm absolut deloc, în special în prima repriză. La 2-0 puteam să înscriem prin acea ocazie lui Surdu, am avut situații și la... Apoi am făcut o greșeală individuală, dar una peste altă, o victorie meritată a CFR-ului. Au fost echipa mai proaspătă, au fost echipa care au avut calitate mai bună și au controlat jocul. Din păcate, n-am arătat bine din punct de vedere fizic. Am avut foarte multe jocuri din 3 în 3 zile, din 4 în 4 zile. Am avut deplasare la Timișoara, ne-am întors după joc și una peste alta, când întâlnești un adversar ca CFR-ul, contează foarte mult și lucrul ăsta. N-am avut prospețime. Și e foarte greu atunci când ai prospețime să poți să câștigi duelul cu jucătorul din fața ta. O victorie meritată. Părerea mea că am făcut un joc bun. Îmi pare foarte rău că a intervenit acea relaxare după 3-0, când au marcat acel gol și au avut 2-3 ocazii. Chiar că m-a supărat pentru acel gol, dar în general, pe tot parcursul jocului, băieții au jucat bine. Părerea mea, am stat bine tactic, am marcat și acele 3 goluri. La sfârșitul celor 90 de minute, o victorie meritată. În urma acestei înfrângeri, mureșenii ocupă poziția 13-a cu 0 puncte, cu două etape rămase de disputat din turul ediției 2016-2017 a Ligii 1 de fotbal. Etapa următoare, ASEA întâlnește în deplasare FC Voluntari într-o partidă ce contează pentru etapa 12-a a Ligii 1 de fotbal. Partida dintre Voluntari și ASEA va avea loc după pauza competițională prilejuită de meciurile naționale României din preliminarele campionatului mondial din 2018 cu Armenia și Kazahstan.